Iar aceasta, Alexandru și Cristina s-au tachinat reciproc, dar cu toate acestea s-au și supărat ulterior puțin și au avut câteva discuții. Spunea Cristina că la tască o să-l aleagă pe Dediș, iar Alexandru, cumva ca să-i plătească cu aceeași monedă, a zis Laura, te aleg pe tine să te pregătești pentru o task și apoi a zis Cristina, cum? Dar de ce Laura, ora? Ia stai puțin. Și Alexandru a zis, păi de ce de -ti? Și au continuat tachinările acestea, iar Alexandru i-a zis să, înceteze, să nu mai dea apă la moară, nu mai glumi, și glumile acestea aici se interpretează, e vorba despre lumea care interpretează, nu despre noi și Cristina a zis, ba nu, nu este vorba despre asta, e vorba despre tine. Cristina s-a accelerat puțin, vorbea mai tare și Alexandru i-a zis să vorbească mai încet când vorbește despre chestiile astea și ea a continuat pe același ton, iar Alexandru a insistat să înceteze, Cristina tot uh, spunându-i că a fost vorbat despre o glumă.